Dimensiunea medie a unei ferme în România este de puțin peste 3 hectare, mult mai mică decât media europeană. Specialiștii afirmă că agricultura noastră poate da rezultate mult mai bune dacă fermierii s-ar asocia, iar terenurile ar fi comasate. Statisticile arată că în țara noastră se găsesc cele mai multe exploatații agricole din Uniunea Europeană, peste 4 milioane, ceea ce înseamnă 30% din totalul fermelor din comunitate. Însă faptul că terenurile sunt fragmentate în zeci de milioane de parcele împiedică o bună exploatare și face dificilă aplicarea tehnologiilor performante. Rezultatul? Producția este de multe ori slabă cantitativ, dar și calitativ. Chiar și cu o agricultură nu tocmai bine pusă la punct, suntem fruntașii Europei la producția de floarea soarelui și ne putem lăuda cu recorduri pozitive și la porumb și grâu. Am reușit aceste performanțe în condițiile în care, din păcate, România este pe ultimele locuri din punct de vedere al dimensiunii medii a exploatațiilor. Așa cum vedeți, încă în România dimensiunea medie este de 3,4 hectare. Suntem pe antepenultimul loc la nivel european. Cu toate astea am reușit performanțe extraordinare să ne clasăm, așa cum vă spuneam, în primele 3 locuri. Eu cred că dacă reușim să stimulăm această asociere, această comasare a terenurilor, care depinde, știu, și de alte criterii de elaborarea cadastrului și de alte lucruri pe care trebuie să le facă statul. Vreau și cred că în urma dialogului, în urma proiectului pe care astăzi îl lansați, vom găsi acele măsuri concrete, foarte eficiente, de sprijin a fermelor de familie, de sprijin a celor care au încă proprietăți mici, pentru că așa a fost istoria retrocedării și restituirilor în România, pentru că acest țesut de aproape 1 milion de ferme de familie este esențial nu doar pentru viața celor care lucrează în acest domeniu, dar pentru viața și celorlalți 19 milioane de români care până la urmă trebuie să beneficieze de munca lor. Agricultura este cea care dă consistență zonelor rurale. Agricultura este cea care întreține mai mult de 2/3 din teritoriul Uniunii Europene. Deci agricultura are valențe economice. Datele preliminarii din recensământul general agricol din 2010 arătau că în țara noastră suprafața agricolă necultivată este de peste 2 milioane de hectare, ceea ce indică un potențial imens pe care până una alta nu reușim să-l exploatăm suficient.